Sfântă popor de legământ, așa vorbește Sângele Domnului Iisus Hristos. Oricare ești în locul acesta, roagă-te pentru România, pentru că ce o furtună puternică de biruință se pornește asupra României, poporule. Te-am înștiințat când într-un fel, când în altul, prin vasele mele de lucru. Și poporul meu nu a luat aminte. Ajută-ne, Doamne. Iată, poporule, te știți așa din data aceasta. Bine, Doamne. De nu mi-ai luat aminte, multe lacrimi se vor vărsa. Roagă-te din timp și vreme, ca eu, Domnul, să opresc această putună puternică, care se va porni asupra României, multă vreme. Șovane gratus, se vine gratus, salama. Când se fac niște lucruri nascuți, poporule, mustră, Doamne, Duhurile Tău, care Tu zici nu le știi, nici la mintea Ta nu s-a suit. Sângele Domnului Iisus Hristos, cei care conduc această țară, vor ca să facă canabios tabara grautu salava, o zarpă mare asupra României, vor să aprindă un război puternic. Îndură-te, Doamne. Poporule, te vei veni cu rugăciuni fierbinte. Ajută-ne, Doamne. Și mă vei chema cu sinceritate. Ai bine, Doamne, te rugăm. Miliește, Domnul. Mă voi lăsa tu plecat. Aleluia, mărine-ți fie, Doamne. Mărine numărul Tău. Chiar ieșiți cu tine jertfă, poporule! Ajută-ne, Doamne! Să eu nu pot să opresc această furtună! Doamne, te rugăm, îndură-te! Această casă mare! Doamne, îndură-te, te rugăm! Ca voi să vă aveți pace! Ai milă, Doamne! Ca voi să vă mai puteți aduna în casa mea! Îndură-te, Doamne! Să nu mă veți ruga! Să nu vă-ți luați-le de jertfă! Iată! Scurtă este vremea când se va închide adunările. Doamne, nu ne lăsa să te rugăm. Poporule, ajunge, te vei mai aduna. Nici la torturile tale nu te vei mai putea aduna. Căci veți fi urmăriți, viu este Domnul. Strângea cuvântul meu în inima lui și Domnul meu. Ajută-ne, Doamne, te rugăm. Și caută-L pe Domnul în vremea aceasta, mai mult ca întâlnată. Aleargă mai mult ca spre Domnul. Aleargă mai mult în casa Domnului. Lasă toate lucrurile, toate bunoarele din acest pământ. Și apropii-te zi de zi de Domnul. Și-o mare gratus de mine, gratus la lava. Ca eu, Domnul, să mă pun chezaș. Ai mine, Doamne. Ca eu, Domnul, să depătesc planurile lor. Și să las pace în cărămânia. Să mă las un an de îndurare. Că am eu să mă legrau tu să la mă. Vreau să dau viruința și apăsești în Dumnezeu. Iată, în seara aceasta, pentru fiecare a scris o carte de aducere aminte. Și la fiecare în parte am scris în rezolvare. Iată, că vă dau planul cel rău. Și iată, zice Domnul Pridor Sfânt, ar trebui viruitor. Mulțumesc-i Domnului pentru această seară. Pentru că te-a spus să mă mai adunați în locul acesta. Ați putut să mă chemați, zice Domnul Pridor Sfânt. Carabios, tavara grau, tu salama. Iată, vin în un record în scurtă vreme să fac dreptate. Pentru că și eu voi lucra minunat. Nu te teme, oricare ești în locul acesta. Am de-adus popor la mântuire. Am de-adus suflete la mântuire. Am de-adus copii la mântuire. Șomania, carabios, nevărat, cartofel, toți temele de vert. Iată, sunt suflete din locul acesta care mă cheamă pentru copiilor, care mă strigă să-i întorc la mine Domnul. Iată, scurtă este vremea că voi bate la inima lor și voi întoarce spre mine Domnul. Și mult vă veți bucura lacrimile care le vărsați adeseori. Iată, se vor preface în bucurie.
bucurie. Carabios, stavanazăl, tu sarava. Iată unele suflete în seara aceasta. Am turnat ulei proaspăt în vasele lor. Stai, fărșu de rezervă! La timpurile care vin să se adună prin urmă. Pregătire, pregătire, strigă Duhul Sfânt! Oricare știi locul acesta! Caută-l pe Domnul! Și cere să te îmbraci cu puterea Duhului Sfânt! Că atunci când va fi răpirea poporului, să ai parte de răpire! Atunci când te va striga pe nume, să fii gata pentru a te răpirea poporului! Și-o merge gratos de mine, graut-o sarava! Iată, scurtă este vremea când vreau să readuc unele lucrări la îndeplinire, în care voi vă veți bucura, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și veți vedea că eu, Domnul, lucrez și de data aceasta. Nu stau nepăsător. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos a venit. Amin.